Bine ați revenit la mobilissimo.ro. După HTC Sensation XE, încă un music phone, întoarcerea marelui brand Walkman. Este vorba de Sony Ericsson Live with Walkman, un telefon pe care a trebuit să-l căutăm ceva pe web până să-l găsim într-o ofertă la noi în țară, deoarece l-a fost lansat mondial în octombrie, deci la noi nu prea a ajuns în oferta marilor retaileri. Îl veți găsi cam în jurul a prețului de 200 de euro, dar hai să ne vedem ce ne rezervă acest music phone la nivel de design. În primul și în primul rând, observați partea frontală, ne amintește de un Sony Ericsson în seria Mini. Iată, avem un buton Home chiar aici, două butoane capacitive lângă el. În partea stângă avem portul micro USB, în partea dreaptă cele două butoane de volum, butonul pentru cameră. În partea superioară, un jack audio 3,5 mm, butonul on-off și un buton Walkman bonus. În spate, două difuzoare foarte puternice, logo-ul, camera 5 megapixel cu blitz și logo-ul Walkman. Din păcate, calitatea telefonului la capitolul construcție lasă puțin de dorit. Veți auzi probabil cum scârție, dacă mă apropii puțin de cameră, iată. Și acest scârțit persistă și poate deveni enervant. Deci calitatea materialelor nu este chiar de top. În ce privește lista de specificații, nimic imprevizibil. O carcasă de 14,2 mm grosime, greutatea 115 grame. Înăuntru avem un procesor Snapdragon de 1 GHz care ajută să ruleze Android 2.3, cea mai nouă versiune. Display-ul 3,2 inch, rezoluție 320x480. Difuzoare stereo în spate, după cum am spus, tehnologia Sony X-Loud în acțiune, 320 de MB memorie internă, 512 MB de RAM, card de 2 GB la pachet, cam puțin, pentru melomani, conectivitate de 3G, Wi-Fi, DLNA, Bluetooth 2.0. În rest, cameră 5 MP, după cum am spus, cu suport pentru captură 720p, mai avem și radio FM stereo, baterie litiu-ion de 1200 mAh, care oferă cam 5 ore de convorbiri, și cam mai este în lista de specificații, să trecem la personalizarea software. După cum se vede și se vedea și în cazul Xperia Active, avem aceste patru colțuri. Se numesc Smart Corners și Sony Ericsson l-a implementat pe Android pentru a vă putea simți mai ușor și a avea mai multe aplicații la îndemână. Vedeți? Un colț poate include patru aplicații, patru shortcut-uri și dacă include unul singur și l-apăsați, vă duce direct în acea aplicație. Cum se pun aplicațiile în colțuri? Simplu, ținând-ți apăsat pe respectiva aplicație și cu drag and drop, iată, a dus-o sus. Evident, avem în continuare Timescape și Mediascape, cele două funcții vitale de la Sony Ericsson, iată, acesta este Mediascape, colecție foto-video, care curge sub formă de scroll vertical, foarte comod, și avem și Timescape, același lucru, scroll vertical pentru Twitter, Facebook și SMS-uri. Iată-le sub formă de scroll, acesta este Twitter. Putem da click pe un tweet ca să vedem ce a zis persoana respectivă. Evident, avem și Facebook, tot sub această formă. O metodă comodă de a vedea. Putem vedea și apelurile ratate și SMS-urile. Deci, foarte bine. Știu ce vreți să vedeți, acest este un telefon muzical, deci hai să intrăm în player și să ascultăm niște muzică. Iată și opțiunile. Setări audio. Tehnologia X-Loud, care face să audă mai tare. Equalizerul, cel obișnuit, cu opțiune heavy metal, hop, hip-hop, jazz, pop, rock. Mai avem și efectul de lumină, veți vedea imediat la ce mă refer. Iată. Un mic efect disco, al zonei superioare. Din păcate, m-aș fi așteptat să fie mai multe setări ale equalizerului pe un telefon muzical, dar la urmă mai m-așteptam nici să nu scârție, deci nu putem să primim dorințele mereu. Să vedem ce face și butonul Walkman, iată, este partea superioară, dacă îl apăsăm, ajungem în playerul muzical. Chiar dacă suntem în aplicații, îl apăsăm și ar fi trebuit să ajungem în playerul muzical, dar a durat puțin mai mult de această dată. Ok, o altă funcție interesantă, butonul on-off. Dacă ținem apăsat, pe lângă faptul că putem să închidem telefonul, putem să facem și un screenshot. Deci, bonus de la Sony Ericsson, screenshot pe Android, de când vrem asta, de mult timp. În rest, o să vedeți obișnuitele widget-uri Sony Ericsson și unele noi, corespunzând aplicațiilor instalate, calendar, Facebook, ce mai fac prietenii, Latitude, Market și multe altele. Hai să vedem cum arată Android Market.
că tot este versiunea nouă. Iată, am instalat la noul Android Market, știți, acela cu designul care implică tile-uri, mai nou. Îl veți vedea imediat. Iată, noul Android Market, în caz că nu ați văzut în recenziile noastre trecute, e pe bază de tile-uri și pe bază de swipe dreapta-stânga pentru a ajunge în diferite categorii. Dar să lăsăm asta, să vedem ce vă mai putem arăta, ce funcții mai are acest device. Avem aici un widget pentru vreme, drăguț, își face treaba, nu este chiar HTC Sense, dar după cum am spus, face treaba. Hai să ascultăm și puțin radio, dacă totul avem la dispoziție. Și cu această ocazie aduc vorba și despre căștile device-ului, iată-le, căști normale, nu sunt earbuds, nu sunt in-ear, nu se compară cu Beats Audio, din păcate, dar măcar vă ajută să prindeți radio. Ok. Hai să ascultăm ceva radio și să căutăm un post pentru a vă arăta o funcție interesantă. Asta dacă se va decide să funcționeze. Hai să căutăm un post de muzică. Acesta ar trebui să fie de ajuns. Și hai să vedem cum recunoaște melodia telefonul prin Track ID. Se pare că am nimerit fix peste o reclamă. Hai să vedem alte posturi. Am ieșit și din radio. Vi se va întâmpla des, dacă aveți degetele mari, să ieșiți din... Poate aici e muzică. Iată, Paul Van Dyke. Putem să descărcăm melodia, să o căutăm pe YouTube, să o dăm pe Twitter. Întotdeauna am dorit să ascult radio și să mi se recunoască melodia pe care o ascult. Deci, o funcție foarte utilă. La acest capitol, telefonul este bun. După cum am spus, sunt puțin dezamăgit de căști, această pereche de căști, dar dacă aveți și altele, eventual de la un iPhone sau de la HTC Sensation XE, se va auzi destul de bine. Difuzoarele, în schimb, m-au impresionat, dar nu m-a impresionat deloc acel scârțâit despre care am vorbit mai devreme. Hai să vedem și câteva poze pe care le-am făcut cu telefonul. Ca de obicei, îi spune cuvântul tehnologia Sony și pozele arată foarte bine, mai ales în această toamnă. Iată, poză făcută cu o cameră 5 megapixeli, dar ce cameră, uitați cât zoom și cât de bine se vede chiar și la zoom-ul cel mai mare. Deci camera se comportă excelent. Hai să vedem și câteva opțiuni ale camerei. Folosim o mică baterie, intrăm în cameră, să o și găsim întâi, iată camera. Nu vă așteptați la cine știe ce opțiuni, sunt cam același ca și la Xperia Active. Iată-le, opțiunile camerei, nu sunt cine știe ce, resolution, switch camera, self timer, flash, touch capture, geotagging. Iar la capitolul filmare avem captură 720p HD, mult mai multe opțiuni, mod de focalizare, expunere, stabilizator, microfon, metering, shutter sound și altele. Evident, putem face drag and drop să vedem toată galeria de pe telefon, deci cam asta e interfața camerei. Și fiindcă acesta este un Sony Ericsson de nouă generație, producătorul său ne-a oferit și o funcție de captură 3D, pe care o veți vedea imediat. Iată, 3D camera. Aceasta, prin intermediul mișcării de panning, vă permite să faceți o panoramare de jur împrejur și să vedeți o panoramă 3D a unui peisaj preferat. Deci avem încă o funcție nouă de care să ne bucurăm. Deocamdată folosesc Task Killer-ul să mă eliberez din memorie, deoarece suntem pe un telefon cu specificații nu chiar moderne. Iată, merge și YouTube pe acest device, în caz că vă întrebați. Și hai să vedem un clip HD. Nu putem să neglijăm aspectul video. Iată cum arată statura virtuală. Și iată-o și așa, în format landscape. Hai să vedem.
ne-am lămurit și cu playback-ul video, se comportă ca și orice alt Sony Ericsson, ceea ce nu e neapărat rău, și să vedem ce altceva ne mai oferă device-ul. După cum am spus, este un telefon la urma urmei, realizează apeluri, avem o listă de contacte măricică, trecem prin ele după litere, dacă vrem. Avem și funcțiile obișnuite, cum ar fi browserul. Hai să vedem cum se încarcă mobilisimul în acest browser. Iată, mobilisimo.ro. S-a încărcat destul de rapid, arată destul de ok. Și în landscape, încercăm un pinch to zoom. Iată. Încercăm și un scroll. Fără prea mari probleme. Deci funcțiile de bază le îndeplinește. La 200 de euro face cam același lucru care le fac și unele telefoane de 20 de milioane, de 2000 de lei noi. Și hai să mai vedem și alte funcții. Evident, galeria foto de care ați văzut-o mai devreme, clasică pentru Android. Avem și Gmail la dispoziție, cu interfața sa simplistă. Mai avem la dispoziție și Google Maps, evident, pe care îl așteptăm acum să se încarce. Cu o grafică îmbunătățită, noua versiune. Se pare că vom atinge des butonul din greșeală, observat, tot ating butonul back și bănuiesc că nu mi se va întâmpla doar mie. Iată Google Maps, cât de bine arată, chiar și pe un ecran mititel. Ok, mai avem și un calendar la dispoziție cu numeroase evenimente de bifat. Hai să vedem ce e pe 1 decembrie. Pică într-o joi, cu această ocazie ați aflat că pică 1 decembrie. Iată și evenimentele, cum sunt listate în acest calendar drăguț. Deci, și la acest capitol telefonul stă destul de bine. Tocmai am intrat într-un joc cu ștrumfi, nu este încă momentul acestuia. Observați cât de des poți să intri în aplicații din greșeală, devine frustrant la un moment dat. Această experiență îndelungată cu telefonul, chiar și așa se mai pot întâmpla acest fel de accidente. Și fiindcă este un telefon muzical la urmă, hai să vedem o altă funcție legată de muzică, care ne arată ce ascultă prietenii pe Facebook și ce clipuri postează, dacă se încarcă, deoarece și când nu filmam încă, refresh-ul a durat destul de mult. În orice caz, dacă nu se va încărca, vă zic eu, cu această aplicație aflați tot ce se ascultă pe Facebook din toată lista de contacte. Încă așteptăm să încarce. Putem să lăsăm să ruleze în background și să mai căutăm aplicații care să nu fie jocul cu ștrumfi pe care îl continui să-l apăs din greșeală. Avem și McAfee Security, un antivirus pe acest micuț telefon, nu prea-i văd rostul, dar fie. Radio FM, evident. Jocuri și aplicații. Evident, avem și o aplicație Facebook de sine stărătoare, nu numai cea din Timescape. Iată cu newsfeed-ul aferent. Deci telefonul își face treaba destul de bine, mai ales la un preț cum ar fi cel de 200 de euro. Acum a venit și momentul să vă arăt câteva aplicații pe care le-am instalat eu pe telefon pentru a vi le prezenta. Hai să începem cu una pentru fanii metalului. Iată Heavy Metal Encyclopedia, albume de formații heavy metal, formații heavy metal și genuri de metal, death metal, black metal, thrash. Hai să alegem un album. Century Child de la Nightwish. Putem să-l ascultăm pe Spotify, să-l cumpărăm de pe Amazon, să-l vedem pe YouTube. În ce privește lista de trupe, intrăm în Iron Maiden, de exemplu. Le vedem discografia, biografia. Putem să vedem trupe care le seamănă. Hai să vedem o listă de trupe care seamănă cu Iron Maiden sau au o legătură cu ele. Iată. Avem și un buton de search. Deci fanii heavy metal-ului vor fi mai mult decât încântați. Încă o aplicație utilă, mi-a plăcut foarte mult, transport urban. Dacă umblați prin București, mai ales dacă nu sunteți din București, veți avea nevoie de ea. Mai ales că are rutele autobuzelor și tramvailor. Să spunem că am vrea să plecăm dintr-un anumit punct al hărții. Să zicem că vrem să plecăm
undeva de aici și vrem să sosim undeva aici, aproape de Bulevardul Unirii. Iată, calculează ruta. Nu au fost găsite trasee, din păcate. Hai să încercăm să plecăm. Iată, depoul Dudești, tramvaile 23-27. Apăsăm pe acest buton pentru a fi localizat prin GPS. Acesta este un meniu drop-down. Avem traseu de zi, traseu de noapte, calculare de rute, putem să căutăm o anumită adresă, să zicem adresa Evomag, Maximilian Popper. Nu garantez că o va găsi, deoarece am mai căutat și nu o găsește, că era de precis. Iată, a găsit-o până la urmă. Aceasta este adresa, cu această bifă roșie. Și acum, să zicem că vrem să ajungem undeva de pe calea Vitan. Și vrem să ajungem pe Maximilian Popper. Iată, ni se recomandă câteva autobuze. În total o aplicație interesantă, transport urban. Și acum să trecem la chestii mai amuzante, cum ar fi acest joc. Că tot se apropie Thanksgiving la americani, putem să împușcăm câțiva curcani. Hai să vedem. Depinde cum vizionează această recenzie. Foarte Thanksgiving a fost deja. Acesta este Turkey Blast. Și acum o să încerc să împușc câțiva curcani. Volumul este exagerat. Iată curcan care alergă și pe jos. S-a făcut deja friptură. Aceste aplicații au de obicei succes în perioada sărbătorilor americane, Thanksgiving, Valentine's Day. Ținta nu este cine știe ce, doar dacă treci în apropierea curcanului, se face friptură. Ok, acum a venit momentul să mai închidem câteva aplicații cu Task Killer, așa e când ai un telefon mic, cu pretenții. Și în cele din urmă și acel joc cu ștrunfi, despre care v-am zis. Este un joc destul de drăguț, dar care vă poate mânca destul de multe minute. Satul ștrunfilor. Sper să și meargă. Iată. Avem un sat al ștrunfilor și trebuie să-l administrăm. Putem să plasăm un nou tile cu culturi. Aici vor planta ștrunfii tot felul de fructe. Putem să și cumpărăm de pe internet, contra cost, anumite plante. Iată, putem planta buieni sau... Și avem și un număr de ștrunfi, care sunt unitățile care vor sădi aceste plante. Dacă sunteți încântați de fenomenul ștrunfi, vă va place acest joc, mai ales celor mici. Observați că se blochează pe acest device. Din cauza lipsei de RAM și procesorului nu foarte impresionant. Ok, ați prins care e ideea. În ce privește telefonul, Sony Ericsson Live with Walkman. Tradiția brandului Walkman, pot să zic că a decăzut puțin. Telefonul scârție. Căștile nu sunt chiar impresionante. Difuzorile sunt totuși impresionante, playerul Walkman își face treaba, camera este foarte bună, display-ul m-a dezamăgit, mai ales la unghiul de vizualizare și la capitolul glare. Deci, per total, un telefon de nota 6-7 este fantastic, dar la prețul de 200 de euro îi va încânta pe unii, mai ales faptul că e un Walkman și sunt persoane care au 2-3 telefoane Walkman și vor să continue tradiția. Noi vi recomandăm mai degrabă pe Sensation de la HTC, Sensation XE, care e mai degrabă un smartphone muzical decât un music phone. Ei bine, acesta este un music phone pur sânge, dar atributele sale Walkman nu sunt chiar impresionante. Alegerea rămâne a voastră, noi suntem mobilissimo.ro și v-am prezentat Sony Ericsson Live with Walkman, un review complet. La revedere!